Legea prevede că toate autoturismele cu masa mai mare de 3,5 tone ce tranzitează orașul trebuie să achite taxa de tramă stradală. În drumul spre Năvodari, în acest scop, au fost verificate câteva autovehicule ce aparțineau unei firme eoliene. Trecând la verificări, am oprit convoiul în zona Midia, unde ne aflăm acum. Trecând la verificări ale autovehiculului și ale personalului, am sunat la primărie, care ne-a confirmat că, într-adevăr, firma a achitat pentru ziua de azi, pentru 6 autovehicule, acea taxă de tramă stradală. Șoferii care nu respectă legea riscă amenzi usturătoare, spun oamenii legii. De reținut faptul că acționăm zilnic pentru depistarea tuturor autovehiculor cu masă mai mare de 3,5 tone care tranzitează orașul, în vederea sancționării acestora. Valoarea taxei de tramă stradală este de 50 de lei pentru un autovehicul.